Responsabilii, economiștii și antreprenorii timișoreni s-au alăturat colegilor din alte orașe din țară și au ieșit într-o acțiune de protest în fața sediului finanțelor publice din Timișoara. Abuzurile autorităților i-au scos pe aceștia în stradă, într-o acțiune denumită Fără haos în legislația fiscală. Cu vuvuzele și pancarte pe care scria Eliminarea ETVA sau Transparență și respect, nu doar legi fără efect, protestatarii și-au strigat nemulțumirile. Protestăm împotriva permanentei complicări a legislației fiscale. Guvernul care dorește să controleze absolut tot și pune noi obligații de raportare pentru toate firmele. ETVA-ul este ultima, înainte a fost e-factura. Acum vor să extindă e-factura și la persoane fizice, care este de fapt o încălcare a datelor cu caracter personal. Deci să încarci pe site-ul ANAF ce înseamnă e-factură. Orice factură să încarci pe site-ul ANAF, nu mai e destul că o scrii și raportezi lunar sau anual veniturile. Protestatarii sunt nemulțumiți și de faptul că legile sunt date peste noapte, fără consultări în prealabil și dezbateri publice, dar cer și adoptarea legii prevenției. Fără norme clare, fără să avem legea prevenției, care iară e un aspect foarte important, adică este omenește oamenii în acest ciș legislativ să poată să greșească și din prima, la momentul actual, se aplică amendă, fără să ai avertisment, fără să ai consultanță din partea ANAF-ului în care să te îndrume în aplicarea corectă a legii. În plus, sunt modificări, casele sunt prevăzute, schimbarea din nou a caselor de marcat din tocmai ce a fost făcută și din nou se dorește modificarea caselor de marcat. Toate ordonanțele, toate legile se publică vineri noaptea. Deja ne-am săturat, nu mai suportăm ziua de vineri. Știm că urmează, așteptăm oare ce ordonanță, oare ce lege mai publică în această vineri. Cam așa. Decizia viitoare a celor care au ieșit în stradă depinde de ceea ce reușesc să obțină reprezentanții Patronatului Antreprenorilor Contabili din România, organizatorii protestului, în negocierile pe care le poartă la guvern și la Ministerul Finanțelor.